Un agent de la Poliția Locală Târgu Jiu a scăpat ca prin minune după ce mașina în care se afla a fost lovită din spate de o altă mașină care circula cu viteză. Pasagerii de pe bancheta din spate au fost însă răniți și au ajuns la spital. Polițistul local oprise ca să treacă o cireadă. Accidentul rutier s-a petrecut pe raza comunei Peștișani. Șoferul vinovat este un tânăr de 26 de ani din Mehedinți care nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul din față și s-a oprit frontal în acesta. Au fost niște vaci în față și au ieșit în fața băiatului respectiv. Nu ați mai putut evita? Nu am mai putut evita. Și cine o să răspundă acum de această vagubă? Nu știu. La volan se afla un agent de la Poliția Locală Târgu Jiu în vârstă de 38 de ani, din Peștișani. Bărbatul oprise pentru a permite unor animale să traverseze drumul. Erau doi băieți cu ele, oprise, le dau prioritate că treceau strada și el vine din spate, au o viteză foarte mare. În urma impactului, o femeie de 32 de ani și un bărbat de 40 de ani, ambii din comuna Peștișani, pasagerii în autoturismul din față, au suferit leziuni. Victimele au fost transportate la spitalul din Târgu Jiu. Mai multe echipaje de la rutier au ajuns la locul incidentului. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Traficul în zona respectivă s-a desfășurat îngreunat câteva zeci de minute.